a pus pe roate o afacere cu plante medicinale cu ajutorul unui grant obținut de la ODIHM. Este povestea de succes a lui Cristian Melnic, un tânăr de 22 de ani, recent licențiat în tehnologia alimentelor. Deja de 2 ani cultivă plante medicinale pe dealurile din satul Dobrogea, municipiul Chișinău, și Climăuții de Jos, raionul Șoldenești. Pentru dezvoltarea afacerii, în 2021, Cristian a aplicat la programul Start pentru tineri implementat de ODIHM și a obținut o finanțare nerambursabilă de 180.000 de lei. Banii au fost investiți în echipament. Afacerea noastră este una de familie. Noi suntem pe piață aproximativ de 2 ani și jumate. Producem ceaiuri și suplimente alimentare. După deschiderea afacerii, în decurs de aproximativ un an, am aflat de o posibilitate de a primi o investiție de la Start pentru tineri. Pe terenurile familiei Melnic cresc în jur de 60 de specii de plante medicinale. Deocamdată le vând pe rețelele de socializare, însă în următorii ani tânărul ar vrea să le distribuie în farmacii și chiar să le exporte peste hotară. O afacere nu poate exista doar în tărâmul Republicii Moldova. Noi ne propunem să ieșim la export în țările din CSI și din Uniunea Europeană. Ideea afacerii cu plante medicinale apăruse în 2016 și avea să fie susținută de tatăl său, doctor în biologie. Este o afacere nobilă, o afacere cu plante medicinale, care într-adevăr este unicală, deoarece colecția noastră constă din 40 de specii de plante și totodată unicalitatea acestei afaceri este că aduce beneficii atât societății cât și venituri în familie. Anul acesta, ODIHM a pus la dispoziția tinerilor mai multe instrumente financiare de sprijin pentru afaceri, printre care programul Start pentru tineri. Guvernul a aprobat extinderea programului pentru încă 3 ani, iar sprijinul financiar nerambursabil a fost majorat până la 200.000 de lei. Astfel, finanțarea statului ajunge la 70% din valoarea proiectului investițional.